Premierul la Sibiu, doi gemeni s-au născut în două spitale diferite din județ. Mama lor a fost internată la spitalul din Agnita, însă acolo s-a născut doar unul dintre cei doi copii. Pentru a-l aduce pe lume pe celălalt copil, femeia a fost transportată de urgență la spitalul din Sibiu, unde a născut prin cezariană. Caz medical incredibil în județul Sibiu. O femeie de 36 de ani din localitatea Brădeni a născut gemeni, un băiețel și o fetiță, la interval de 2 ore, în două spitale diferite din județ, respectiv Agnita și Sibiu. În primul rând, situația este rară, dacă nu foarte rară, în care gemenii se nasc la, nu atât la distanță, cât în două localități diferite. Operația a decurs bine, a fost o intervenție de maximă urgență, având în vedere situația dată, cu de risc major atât pentru mamă cât și pentru făt. Medicii povestesc că femeia nu știa că este însărcinată cu gemeni și că are o sarcină normală și s-a dus să nască la spitalul din localitatea sibiană Agnita. Aici a adus pe lume primul copil, însă cel de-al doilea s-a blocat, deoarece ieșea cu mâinile înainte. Femeia a fost urcată urgent într-o salvare și adusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde a fost băgată imediat în sala de operații. Cel de-al doilea copil a venit pe lume prin cezariană. A fost un caz, o gravidă nedispensarizată, care n-a fost la medic în timpul sarcinii, mare multipară, la care în momentul în care s-a internat la spitalul Agnita s-a descoperit sarcina gemelară, n-a mai avut timp să o trimită la Sibiu și s-a născut primul făt. Problema a apărut în momentul nașterii celui de-al doilea făt, care a venit cu mâinile în fața capului și prolabare de cordon. În momentul ăsta, situația foarte critică, fătul putând muri în orice clipă și din cauza contractilității uterine pentru naștere, se putea produce o ruptură uterină. Cazul a fost trimis de urgență la Sibiu, a ajuns împreună însoțit de cadrul mediu de acolo, de la Agnita, care a susținut capul fătului deasupra bazinului pentru a nu comprima cordonul umbilical, astfel dându-i șanse fătului de a ajunge în viață la Sibiu. Am intrat de urgență în cezariană, s-a scos un făt viu, care a fost reanimat de către echipa de neonatologi și care este în continuare în serviciu de ATI. Mama se simte bine, evoluția postoperatorie este bună. Acum atât mama cât și cei doi copii se simt bine și sunt în afara oricărui pericol. Cei doi copii s-au născut la interval de peste 2 ore, fetița la ora 9 și 5 în Agnita, băiatul la ora 11 și 15 minute cu aproximație la maternitatea din Sibiu. Fetița a venit cu ambulanța împreună cu mama, iar ea a fost preluată de către personalul medical de la neonatologie, a intrat pe secția de terapie intensivă. După cezariană și băiatul a intrat pe aceeași secție. În momentul de față, ambii copii sunt în stare stabilă. După naștere, băiatul a avut nevoie de ventilație mecanică, practic de suport respirator. În momentul de față, ambii sunt în stare stabilă și sub supraveghere medicală la secția de terapie intensivă a maternității din Sibiu.